Spuneți-mi dacă v-ați lovit vreodată de următoarea problemă. Avem o coloană, de exemplu, preț în euro, cu anumite valori în euro și vreau să calculez prețul în RON. De regulă, cum facem? Ne creăm un mic panou de control ce stochează, practic, cursul valutar din ziua respectivă și scriem o formulă de genul egal cu prețul produsului respectiv înmulțit cu cursul valutar. Bineînțeles că o să pun dolar la linie, astfel încât în momentul în care trag în jos să funcționeze așa cum trebuie. Acum, problema este că de fiecare dată, în fiecare dimineață în care vrem să vedem prețul corect în RON, în funcție de cursul valutar, va trebui să intrăm pe internet, să zicem că folosim o sursă oficială, cum ar fi bnr.ro. Și în fiecare dimineață